Au început zilele Constanței de astăzi și până pe 21 mai orașul va vibra pe muzică pentru toate gusturile. Vor fi organizate expoziții, ateliere de creație, parade stradale, activități sportive și vor fi proiectate filme în aer liber. În fiecare seară, Piața Ovidiu va găzdui super concerte, iar autobuzele etajate, scene mobile. Toate detaliile despre acest subiect vin în continuare de la Hari Gromoșteanu, una dintre vedetele care vor urca pe scenă pentru a prezenta acest eveniment. Bun găsit, Hari! Bun găsit, dragi prieteni! Într-adevăr, Constanța se pregătește începând de astăzi de o mare petrecere care va dura 5 zile. Vor fi scene în majoritatea zonelor din Constanța, în principalele zone, ca să spun așa. O scenă mare va fi în Piața Ovidiu, unde voi prezenta și eu unul dintre spectacolele pe 21 mai, chiar de Constantin și Elena. Avem invitații de seamă ai muzicii românești, vine Delia, Elena Gheorghe, Jean Gavril, The Motans, Ionuț Galani. Vin și mulți artiști constanțeni, am văzut. Foarte mulți artiști constanțeni, ceea ce este foarte bine. Ansambluri, pentru că va fi și o paradă etnică, ca să spun așa. Vom avea parada costumelor. Vor fi și cei de la turcotătari, greci, eu sunt curios să văd spectacolul de drone. Chiar sunt curios să văd spectacolul de drone. Repetiția generală pentru acesta va fi pe 20 mai, seara. Interesant. Vor fi și spectacole pentru copii, așa că părinții sunt invitați și ei. Este invitat absolut toată lumea. Că sunteți din Constanța sau nu, vă așteptăm cu mare drag la acest festival, că îi spun așa pentru că durează 5 zile, vă așteptăm să ne distrăm împreună la Constanța. Cartierul central cumva va fi în Piața Ovidiu, acolo se vor petrece cele mai multe evenimente? Acolo va fi zona zero a distracției? Eveniment. Da, exact. Constanțenii sunt invitați la distracție, timp de 5 zile. Hari, mulțumesc pentru intervenție. Ne vedem în piață. Vă aștept cu mare drag acolo. La revedere. Numai bine. Așadar, multe zile de distracție, dar distracția vine și cu câteva restricții în trafic și se simt încă de astăzi. Fii atent aici, că e grav. Eu știu că am fost în centru astăzi pe la prânz și m-am întâlnit cu aceste restricții cumva. E grav, am lăsat mașina la un kilometru de loc în care trebuia să ajung. Nu a fost nicio problemă, am mai mers pe jos, nu-i problemă, dar văd aici că avem restricții pe Bulevardul Tomis, între Bulevardul Ferdinand și Strada Traian, inclusiv la intersecția cu Dragoș Vodă. Între 17 și 21 mai 2024, Piața Ovidiu va găzdui o serie de evenimente culturale și se vor lua următoarele măsuri de blocare a arterelor de acces. Avem strada Arhiepiscopiei la intersecția cu Crângului, Revoluției din 22 decembrie 1989 cu Piața Ovidiu, Revoluției cu strada Crângului, Canarache, Mircea cel Bătrân, strada Traian, Bulevardul Tomis la limita Piaței Ovidiu cu parapet de beton. Deci, uite, restricțiile auto vor funcționa zilnic în interval orar 15-23, iar cele fixe, formate din parapeți de beton, în perioada 17 mai 2024, ora 7, până la 22 mai 2024, ora 7. Deci avem mare grijă pentru cei care ajung în centrul orașului în această perioadă. Mai degrabă să lase mașina acasă și să ia autobuzul? Sau bicicleta? Să vină cu bicicleta sau... Da, sau să meargă pe jos. Urmează weekendul totuși. Este o perioadă în care le putem relaxa, putem merge și pe jos, mai ales dacă vremea se va îmbunătăți. Astăzi a plouat un pic, dar meteorologii anunță vreme bună în acest weekend. Ce trebuie să mai știe telespectatorii? Că luni, pe 20 mai, va avea loc o repetiție generală a spectacolului cu drone, despre care aminteai și tu mai devreme, care implică închiderea parțială a străzii Lebedei între restaurantele Conac și Filicori Zecchini. Așadar, luni, 21 mai, între orele 23 și 00 și miezul nopții. Și Delfinariul pregătește pentru zilele Constanței momente speciale, ca și celelalte muzee. Accesul va fi gratuit. Știi că vorbeam ieri despre faptul că muzeografii au hotărât să boicoteze noaptea muzeelor, dar în schimb... Zilele Constanței nu. Da, și muzeele vor permite accesul gratuit al publicului. Da, păi avem, uite, Muzeul de Istorie Națională și Arheologie, de Artă,
Toate muzeele din subordinea Consiliului Județean au anunțat că vor avea acces gratuit la centrul multifuncțional educativ pentru tineri Jean Constantin, vor fi expoziții. Și ce mi se pare interesant, cu autobuzele supraetajate transformate în scene și plimbate prin cartiere. Uite, nu vor lipsi nici statuile vivante, o să fie o caravană. Iubitorii sportului înțeleg că vor avea parte de activități inedite organizate de Clubul Sportiv Municipal Constanța. Nava Școală Mircea, că toți vorbeam despre un pic mai devreme. Le-aș sugera oamenilor să meargă să o vadă, e frumos. Va putea fi vizitată de asemenea gratuit, este în portul militar. Am avut ocazia să navighez cu ea, chiar a fost frumos, da. Da, ai făcut școală pe ea? Nu, n-am făcut școală pe ea, dar am navigat. Da. Ce are deosebit? E o atmosferă deosebită? Este, da. Și știi ce interesantă e nava? Avea cinematograf, butărie, foarte, foarte mișto nava. Ai avut ocazia să dormi în un hamac? Nu. Cum dorm? Nu? Nu. Nu. Am înțeles că așa dorm cadeții. Sunt incomode hamacele alea. Dar e de vizitat nava, e o ocazie foarte bună. Uite, încă ceva despre zilele Constanței. Ne transmite administrația locală că 5 orașe înfrățite ale Constanței vor fi alături de noi cu participarea unor cântăreți, ansambluri de muzică și dansuri tradiționale. Da. Chiar un festival, avea dreptate, Harry, mai devreme. Ce artiști te duci să vezi? Te duci să vezi pe Bododel? Mă duc să văd pe Andreea, bineînțeles, pe 21 mai. Stai. Așa. Dar mă duc să o văd pe Delia. Doar pe Delia? Delia mi-ar plăcea să o văd, da. Și Motans. Da, sunt artiști. Da, sunt ok. Chiar în regulă. Fine. Da. Care fiind. Dacă ne puteți spune, deci nu-l avem încă pe domnul Antoniadis, urmează să intre în legătură cu noi domnul Antoniadis, să ne povestească un pic despre parada pe care o vor avea minoritățile. Bogdan, tu pe cine te duci să vezi? Ai zis? Să vedem tot pe Delia, cred că aș vrea să o văd. Dar eu aș fi curios să văd cu spectacole în cartiere. Chiar aș fi curios să văd ce impact au spectacolele pe cartiere. Uite, văd aici că au Porta 6. Unde mai... Ateliere de creație dedicate copiilor. Sunt foarte multe ateliere dedicate copiilor, da. La tine în Tomis Nord? Și la mine în Tomis Nord. O duci pe Ioana la... O să o duc. Foarte bine, bravo. Da. Îl avem pe domnul Antoniadis? Bun găsit, domnul Antoniadis, mă auziți? De română, stimată doamnă. Bună ziua, vă mulțumesc frumos că sunteți alături de noi. Cum vă pregătiți pentru zilele acestea care urmează? Ce o să faceți? De română, doamnă, ce o să facem, ce știe Constanțeanul cel mai bine? O dată pe an, ziua Constanței, ziua noastră, de fapt și de drept, a celor ce locuim în Constanța, a celor ce iubim Constanța, bun, au fost o serie de controverse, dacă e și campanie electorală. Dar, hai să vă spun cinstit, din punctul meu de vedere, poate să vină, cu toate că nu sunt și prezidențiale, poate vine și președintele țării, dacă e constanțean și vrea să ia parte la marș, pentru că e o dovadă a respectului față de acest oraș. Deci, ca să nu lungim mult, la ora 14 dăm strângerea în fața magazinului Tomis. Când? La ora 14:30 vom porni într-o coloană superbă de suflete românești, grecești, armânești, nemțești, de toate felurile. Dar n-avem cum să nu lăsăm în față fanfara militară care ne va ghida pașii pe străzile orașului nostru minunat, însoțiți de doamnele care sunt îmbrăcate în ii tradiționale românești de zeci și chiar sute de ani, unele dintre ele, de doamnele care cos ii românești, de foarte multe doamne, știți, asta ne place nouă, să fim înconjurați de foarte multe doamne bine, mai ales în straie populare românești, greci în grecești, armeni în armenești, rușii lipoveni în da, și uite așa mai departe, însoțiți, nu de poliția locală, ci de doamnele de la Skirt Bikes, dacă știți. Da. Doamnele alea frumoase pe biciclete ne vor însoți în tot traseul ăsta și vom încerca să aducem cu noi tot constanțeanul. Mai spuneți-mi o dată, vă rog, ziua. Când se va întâmpla asta? În ce zi? Duminică, 19 mai, ora 14. Toni, muzică grecească, unde putem asculta și când? Salut! Bogdan Bulbeș în studio. Muzică grecească, unde putem asculta și când? Bogdane, muzică grecească îți dau oricând, îți trimit pe telefon, dar de la ora 20, adică 8 seara, pe scena montată în piața Ovidiu,
Să știți că înainte, dacă vrei numai muzică grecească, nu se poate, pentru că pe scenă de la ora 4 vei asculta și vei vedea dansând și greci și toate minoritățile românești, pentru că spun minoritățile românești și nu spun de iurea, pentru că toți în primul rând suntem români, da? După care, la ora 8 seara, Consulatul Republicii Elene în Constanța împreună cu comunitatea aduc pe scena montată în Piața Ovidiu o formație de la mama lor acolo, de la greci ăștia. E, vezi, aici voiam să ajung. Ai văzut? Cu doi domni și o doamnă, soliști, veți auzi niște glasuri într-adevăr extraordinare. După care vor cânta de la ora 20 la ora 21. De la tot duminică, dar suntem la ziua de duminică. Da, tot duminică, doamnă. Noi ne place să... lunea suntem la servici, de-aia le facem pătate duminică. După care, ca să finalizăm, în loc să spargem farfurii, să știți că vom avea și un foc de artificii ca să sărbătorim ce au cântat grecii, dar nu asta. În primul rând sărbătorim ziua Constanței. Ceea ce pentru constanțeni putem să spunem că este ca o zi națională a României. Anton Antoniadis alături de noi, vă mulțumesc pentru prezență și pentru detalii. Mulțumim, ne vedem duminică în piață. Pe Româna, mulțumim, Bogdan, mersi. Salut.